M-am gândit să spun care sunt trei dintre lecțiile pe care le-am învățat în 2023. 1. Nu toate lucrurile la care aspiri sunt cele care ți se potrivesc. Poate să ți se pară superb, o superbă poziție, o imagine, dar în momentul în care intri în adâncime, îți dai seama că nu e neapărat ceea ce îți dorești tu cu adevărat. 2. Lecția 2 are legătură cu intuiția, pe care de cele mai multe ori o ascult. Ei bine, sunt doar 2-3 cazuri în viață sau într-un an în care nu o ascult. Și tocmai atunci lucrurile se întâmplă prost. De ce se întâmplă asta? Pentru că mintea vine cu niște argumente incredibile pe care n-ai cum să nu le crezi. Și atunci intuiția pierde. Rezultatul? Nu tocmai bun pentru mine. Iar a treia lecție are legătură cu setarea limitelor pe care am învățat să le setez, dar în același timp știu că atunci când pui cuiva limite, indiferent cât de drăguț o faci, nu este foarte plăcut. Și pentru că nu-mi doresc să rănesc oamenii și în același timp nu-mi doresc să fiu percepută ca o persoană dură, mi se întâmplă să fac eu lucrurile care rămân nerezolvate sau să schimb ceea ce mă deranjează, lucru care în timp duce la frustrări. Și ce se întâmplă? Iau decizii care poate nu sunt pe plac cu altora, pun limitele mult mai abrupt și asta mă face să fiu exact lucrurile pe care îmi doream, pe care nu-mi doream să fiu, adică o femeie rea, o femeie nedreaptă sau o femeie dură. Deci astea sunt cele trei lecții pe care eu le-am învățat din acest an. Care sunt lecțiile tale?